Salutare! Azi vreau să vorbesc despre un subiect care e un pic mai sensibil. În speță despre cât de oameni suntem. Cât de multă empatie avem, cât de multă înțelegere avem pentru o categorie care e din ce în ce mai numeroasă. Și vorbesc acum de obezi. Am dat peste o informație care m-a tulburat. S-a făcut un studiu științific și au vrut să vadă dacă obezii ar schimba această stare pe care o au cu o infirmitate. De regulă, cei care au un soi de handicap, atunci când sunt întrebați dacă ar dori să schimbe handicapul ăla cu un alt handicap, marea lor majoritate spun: nu, m-am obișnuit cu starea asta și știu să-i fac față, adică un orb nu o să vrea să fie surd și la fel invers, pentru că au învățat să gestioneze infirmitatea pe care o au. Foarte surprinzător a fost că marea majoritate a celor care au fost întrebați dacă ar prefera să aibă o infirmitate, deși obezitatea n-ai vedea o neapărat ca pe o infirmitate, dacă ar prefera să aibă o infirmitate în locul obezității, au spus că da. Ar prefera să fie mai degrabă surzi decât să fie obezi. Și cred că majoritatea oamenilor nu s-ar aștepta să fie atât de înfiorătoare greutatea asta pe care trebuie să o poarte cu ei obezii, dar cred că în egală măsură cei mai mulți oameni nu se apleacă cu adevărat foarte mult asupra subiectului și le par obezii doar niște oameni slabi din punct de vedere al caracterului, care pur și simplu își îndeasă burta până nu mai pot și nu fac mișcare deloc, și atunci e vina lor că sunt în situația asta. Și atunci de ce să le mai acordăm în vreun fel simpatie sau înțelegere dacă și-au făcut-o singuri? De lipsă de empatie m-am făcut și eu vinovat de-a lungul vremii, pentru că deși de câțiva ani tot încerc să împărtășesc cheia asta de a scăpa de șunci, am făcut de multe ori glume cu grași, în ideea de a-i motiva să slăbească, doar că îmi dau seama că cei care sunt obezi morbizi și nu doar un pic supraponderal sau știu eu, au de pierdut alea ultimile 3 kg, treaba asta le-a afectat foarte tare viața. Adică cred că cei mai mulți dintre ei au avut foarte mult de suferit din cauza faptului că au fost foarte mulți ani obezi, morbizi,
și asta le-a afectat întreaga existență. Adică nu vorbesc doar de faptul că nu și-au găsit de îmbrăcat sau au avut probleme sentimentale în dragoste, au avut probleme pe toată linia, au avut probleme cu munca, au avut probleme de sănătate, toate aspectele vieții au avut de suferit și au trăit într-adevăr o apăsare, dar nu a fost doar apăsarea kilogramelor, ci a fost una care ține și de latura emoțională și de sănătate și atunci departe de mine gândul de a găsi o explicație de genul e de vină glanda, n-am ce să fac. Nu. Oamenii pot scăpa de obezitate dacă se întâlnesc cu informațiile potrivite și se mobilizează să acționeze. Dacă abordează treaba asta cu slăbitul într-o manieră fundamentată științific, adică dacă recurg la post, la regim ketogenic sănătos, pot scăpa de obezitate, doar că foarte mult timp toată lumea a mințit. Doctorii au mințit, am spus trebuie să tai caloriile și să faci mai mult sport. Fals. Da? Deci, treaba asta cu tăiatul caloriilor este falsă. Tăiatul caloriilor încetinește metabolismul și chiar dacă slăbești cu metabolismul încetinit și cu un volum mai mic de leptină, invariabil, la sfârșit vei ceda psihic și vei mânca mai mult și te faci mai mare decât înainte. Este o minciună. Ei sunt victimele. Proliferării acestei minciuni timp de 10 de ani. Și sunt foarte mulți oameni cointeresați ca ei să rămână la fel de prost informați și să mănânce în continuare fast food și să bea în continuare apă cu zahăr și să cumpere în continuare pastile și să facă în continuare proceduri medicale, pentru că toate lucrurile astea bagă foarte mulți bani în foarte multe buzunare. Și atunci, cei din industria alimentară n-au niciun fel de interes să le spună obezilor, ai putea să scapi de problema ta dacă n-ai mai mânca. Dacă ține post. Postul ăsta, cui bagă bani în buzunar? Cine beneficiază? Are cineva interes din sectorul medical să nu mai aibă oamenii diabet? Să nu mai aibă ateroscleroză? Să nu mai aibă ficat gras? Să nu mai facă ciroză? Nu
mai facă cancer? Cine câștigă dacă nu mai sunt bolnavi ăștia? De unde mai au banii? Nu. Sunt cumva a sitting duck, da? Deci obezul e o rață care nu poate să zboare. Deci orice om care nu s-a confruntat cu așa ceva se uită la el și spune: ia uite mă și pe grasul ăsta, ia uite ce puhavie, nu reușește să se oprească din mâncat, să facă sport. Nu reușește. Asta e realitatea. Nu reușește, dar din momentul în care a ajuns acolo, nu prea mai are controlul, pentru că tot sistemul este gândit să îl păstreze acolo. Pentru că e numai bun, e ca o vacă de mulți pentru toată lumea. Da, și e foarte complicat să spargi cumva ecranul ăsta de dezinformare și să ajungi la niște surse de informație care să fie cu adevărat de folos și să nu te trimită ca de obicei într-un regim din ăsta de yo-yo diet, da, în care slăbește, îngrași, slăbește, îngrași. Da, asta am vrut să spun cu înregistrarea asta, că cred că ar trebui să fim un pic mai înțelegători și cred că ar trebui să ne uităm cu un pic mai multă simpatie la cei care sunt obezi, pentru că nu e numai vina lor și poate să încercăm să îi ajutăm cu informații și să fim alături de ei, să reușească cumva să își schimbe viața și să nu mai aibă apăsarea asta. Posibil, e posibil, da? Avem multe exemple în comunitatea asta low carb, keto, fasting, da? Sunt foarte multe exemple de succes la care putem să ne uităm așa aspirațional. Bun, aș vrea să-mi cer scuze pentru glumele cu grași pe care le-am făcut până acum, pentru că nu am realizat cât de adânc taie. Și să vă urez tuturor să slăbiți cu spor. O zi bună, bye!